succesul juniorului Alex. Procurora șefă anunță, o să fiți arestați și puși în cătușe de față cu copiii. Iar hoardele rezistă au fost deja convocate imediat după instalarea lui Ciolacu. Ce pregătesc în România propagandiștii lui Soros, vă dezvălui eu în această seară. Iar guvernul pregătește monitorizarea vedetelor și a demnitarilor. Sunt măsuri fără precedent. Iar noua acțiune globalistă declanșează acțiuni de stradă în marile orașe. Și drogatul propagandei tulburat la volan, procurorii îl protejează, ca așa se întâmplă în România când trebuie. Așa, deci, și prin urmare, domnul Budăi este alături de noi. Domnul Budăi, încep abrupt, la câte depunere de jurământ sunteți la Palatul Cotroceni? Am avut onoarea să fiu astăzi la a treia? Depunere de jurământ. Ce să vă zic, toate emoțiile? E blestem sau e de bine? Nu. Cum să fie blestem să fie demnitar în statul român. E mult de muncă, nu vreau să mă victimizez eu singur, dar eu o văd ca pe o onoare, să ai posibilitatea să-ți pui tot ce ai învățat în peste 20 ceva de ani de experiență în acest domeniu de asistență socială, de muncă, și să ai puterea să te ajute Dumnezeu să pornești de jos cum am pornit eu și să ajungi până aici. Eu zic că și eu o tratez ca pe o onoare. Am spus de fiecare dată când am avut onoarea să fiu prima oară ministru, acum o să spun că nu o să fiu și a doua oară. Și iată că și acum le mulțumesc în primul rând. Să-ți trei ori. În primul rând îi mulțumesc lui Marcel Ciolacu și întregii echipe de conducere a PSD. Tu sunteți emoționat de parcă e prima dată când vă pune ministru. Ce v-a apucat așa? V-am spus că e o onoare pentru mine și simt greutatea acestei funcții, pentru că... Mai ales că e un moment complicat. Eu sunt, după cum bine știți, v-am spus, sunt un copil simplu, crescut de bunici, de mamă. Cunosc viața cetățenilor români, știu că foarte mulți cetățeni români se uită cu speranță la noi și știu că au așteptări foarte mari. Și asta, da, îmi dă o mare emoție. Cum a fost întâlnirea de astăzi de la Cotroceni? A diferit cu ceva față de precedentele momente, dincolo de solemnitate măcar, pe care evident am învățat-o deja toți pe din afară. Că mă gândesc că s-au schimbat totuși relațiile cu domnul președinte Iohannis ale partidului pe care îl reprezentați în guvern. S-a schimbat și poziționarea domnului președinte față de PSD. Eu cred că noi PSD am demonstrat în ultima perioadă că putem avea acea bărbăție politică și acea demnitate și, până la urmă, credință să trecem peste anumite momente în folosul țării, până la urmă, și nu vreau să spun cuvinte mari, pentru că vă aduc aminte că în pandemie tot noi PSD am înțeles ce se întâmplă și că suntem în perioadă de criză și am investit pe guvernul Orban. Se pare că domnul Orban a uitat. Ca Surdan Tobe. Păi i-ați investit, le-ați dat voturile și după aceea... Dar nu puteam să-l laud, eu nu o să pot să-l laud niciodată pe cineva care, mi-aduc aminte, dacă, nu știu dacă mai vă aduceți aminte, dar eu mi-aduc, m-a marcat foarte mult și eram și din Botoșan, din oraș, de la mine, un părinte de-al nostru, un bunic de-al nostru, care stătea la un colț de bloc și pândea, pentru că între colțul blocului și unde locuia el era o echipă de poliție și el mai avea 5 minute, să făcea ora 13 și se temea să nu ia amendă. N-am cum să nu critic așa ceva. Vorbeați, domnule Budăi, despre copilăria complicată pe care ați avut-o din punct de vedere financiar și despre privațiunile. Nu mă victimizez. Nu vă victimizez, dar tocmai asta vă întreb. Știți cum e să fii jos din punct de vedere financiar, da? Și vă întreb, să poate trăi astăzi în România cu o pensie obișnuită? Am spus întotdeauna. Și asta a fost un motou al meu și este un motou al meu și este ceva care îmi dă putere atunci când mă duc la Bruxelles și le spun tot timpul. În România, încă pensiile, din păcate, sunt mici. Și de-aia n-am înțeles niciodată acel procent criminal, i-am spus și îi spun tot timpul. Acel procent nu mai... La 9,4 din PNRR? Putea să fie orice procent, că e 9,4, că e 9,3. Mai e în vigoare procentul ăla sau nu? Scriptic acum încă nu este scos, pentru că sunt procedurile alea de... Așa. Dar verbal, da, iese, am obținut scos? Clar scoaterea acestui procent, pentru că nu există nici într-o țară stat membru. Dar tot nu mi-ați răspuns la întrebare. Să poate trăi decent dintr-o pensie? Am spus că pensiile sunt mici. Sunt mici. Am spus că nu.
Deci nu se poate trăi. Spus că nu, am spus că e foarte greu. Păi ce vreți să spun altceva decât adevărul? Ăsta e adevărul. Păi spuneți adevărul, domnule. Păi am spus adevărul, am spus că nu, e foarte greu. E foarte greu pentru o mare parte a populației, pentru că când ești la o anumită vârstă și ești angajat, ai un fel de nevoi. Când ajungi la o anumită vârstă mai înaintată, ai un alt tip de nevoi și tot timpul trebuie să fim foarte atenți la nevoile oamenilor. De aia și poate aș reveni un pic la noiembrie 2021 fără să fac istorie. Poate cineva atunci considera că PSD, prin vocea lui Marcel Ciolacu, avea așa un must have al lui, un ceva ce trebuia să se întâmple cu acea dungă roșie peste care noi am spus că nu trecem, da, dacă nu introducem acel pachet social. Exact, pentru că noi cunoaștem aceste realități. Și s-a dovedit ulterior că totuși, așa cum este, partea de jos, pentru cei care categorii mai vulnerabile, așa cât s-a putut. I-am apărat cât s-a putut și în fața scumpirilor din energie, prin compensări. Sume foarte mari plătite prin Ministerul Muncii pentru compensarea pentru energie. Prin acele măsuri din pachetele sociale, pentru acele măsuri din pachetele economice, pentru că am avut și la Ministerul Muncii, sprijin pentru angajatori. Vreau să vă dau o informație. Prin acest echilibru pe care l-am promovat, între măsurile economice și echilibru pe care îl avem și aici, se regăsește și aici în programul de guvernare, prin acest echilibru între măsurile economice și sociale, noi am reușit în România, în perioada grea 2022 până acum, de la 1 ianuarie, s-au creat peste 220 de locuri de 220 de mii. Dar câte s-au desființat? Că dacă nu avem o balanță, nu s-au desființat. Dar nu, e suplimentar față de... Da? În plus față de momentul în plus respectiv, față de 1 ianuarie 2022, astăzi în România sunt în cifra absolută 223.700 și deci, ceva. Datele pe care mi le spuneți, bănuiesc că sunt înregistrate în Revisal, dacă nu vorbim păi, în discuții. Dacă da? Intrăm acum pe site pe Revisal, o să vedeți pe site-ul Inspecției Muncii, aceste date sunt publice acolo. Deci sunt 223.000 de locuri de muncă. Le am, cred că și create pe telefon și le... Puteți da să le afișăm pe scroll, dacă vreți. Dați-mi-le și le dau colegilor mei în regie. Domnule Budăi, tocmai plecând de la postulatul că nu se poate trăi decent în România cu o pensie medie la ora actuală, date fiind și prețurile, date fiind și toată nebunia asta economică de a lovit întreg universul, a surprins, probabil pe foarte multă lume, plăcut, cel puțin cei în nevoi, discursul președintelui dumneavoastră de partid, noul prim-ministru, domnul Marcel Ciolacu, care la priorități a anunțat majorarea pensiilor. Și vă întreb eu cât se poate de direct, care e orizontul și care sunt procentele la care se pot aștepta oamenii. Și vă miră acest aspect? Nu mă miră. Pentru că noi dar PSD... tocmai aflai că n-avem bani, în general, noi ca țară. Noi PSD, de câte ori am fost la guvernare, s-a vorbit altfel decât pe plus de veniturile românilor? Nu. Perfect. Dar... Când urmează? Ne putem... Nu. Sau cum le... Că... Stați un pic. Și cum le majorați? Prin recalculare sau prin indexare? O să... Între timp o să vreau să-mi permiteți, pentru că am spus că vreau să caut acel aspect, dar și discutăm între timp. Sunt două linii de lucru. Așa. Avem acea recalculare odată cu rezolvarea inechităților din sistem și după aceea să creăm un mecanism predictibil de majorare a pensiilor. Bun. Pentru că tocmai am stabilit împreună, trebuie să facem chestia asta. Domnul ministru, suntem pe 15 iunie 2023. Când să se aștepte oamenii că le va intra primul bănișor în plus la pensie și cam care ar fi procentul de care s-ar putea... Eu nu am să... Din respect, în primul și în primul rând, pentru seniorii României, pentru părinții și bunicii noștri, nu pot să fac un anunț de o asemenea greutate fără să avem o certitudine. Păi anunțul de greutate a fost făcut, de maximă anunțul... greutate. Majorăm pensiile, așa da. A început domnul Ciolacu. Da, pentru că asta ne dorim și asta da. Avem. Iar dumneavoastră sunteți, era să zic instrumentul, dumneavoastră sunteți omul prin intermediul căruia se va produce majorarea asta. Este prevedere clară, prioritate foarte clară în programul de guvernare și atunci când vom avea și v-am spus majorarea se va întâmpla prin două instrumente. Odată acea rezolvare a inechităților din sistem, după care acel sistem predictibil. Când vom avea toate datele pe masă și vă vom informa foarte clar și transparent începând de când. Înțeleg curiozitatea
mai mult decât curiozitatea dumneavoastră jurnalistică, o jurnalistică o încere. Dincolo de curiozitatea mea jurnalistică, sunt câteva milioane de pensionari în țara românească, da? Printre care și părinții mei, spre exemplu, da? Care bănuiesc că dacă l-au văzut astăzi... Să vă prească să fie sănătoși, mulțumesc, păcate eu nu mai am. Bănuiesc că dacă l-au văzut pe domnul Ciolacu astăzi, promițând majorarea pensiilor în guvernarea domniei sale, au și întrebarea auxiliară, cam de când și cam cu cât. Da, este, v-am spus foarte clar, când vom avea exact datele stabilite, exact să ducem spre final, ne dorim ca până în 1 septembrie noua lege a pensiilor din sistemul public, noua lege a salarizării, să fie depuse în Parlament până pentru dezbatere, până în 1 septembrie să avem legile gata, dezbătute, pentru că vă puteți întreba de ce mai durează atât, pentru că îmi doresc să dezbat cu sindicatele atât cât este nevoie. Vă aduceți aminte că am avut un PNRR scris la secret. Da. Eu nu o să fac așa ceva. Și chiar dacă poate... Bun, puneți legea în consultare publică, după care o supuneți aprobării guvernului, da? O supuneți aprobării sub formă de ordonanță de urgență, nu, exclus, sau ia calea Parlamentului? Proiect de act, proiect de lege care va fi depus în Parlament. Ok. Hai că tu nu găsiți sesiunii... de muncă. Lăsați-le, vă cred pe cuvânt de onoare. Hai să ne întoarcem aici la... Le găsesc, le am, dar eu bă, spun că n-am cum să vă mint, imediat o găsesc. Și... dacă revenim la ceea ce se întâmplă cu legile, avem această perioadă în care, în primul rând, trebuie să rezolvăm acum imediat această problemă a pensiilor speciale, da, după care imediat să intru în... Sunt deja la nivel de Ministerul Muncii, am 4 echipe extrem de bine ancorate în realități și în ceea ce avem de făcut. Le mulțumesc public colegilor mei pentru asta. Odată să închidem chestiunea asta cu pensiile speciale, avem pensiile din sistemul public, salarizarea și implementarea reformei pe venitul minim de incluziune. Bun, sunt hai chestiuni... să venim la pensiile speciale. Când rezolvați problema asta și mai ales cum, domnule Budăi? Atât din punct de vedere al tehnicii legislative, cât și al prevederilor actului normativ. Vor fi supraimpozitate, vor fi aduse la un nivel maxim peste care nu se va putea trece toată lumea. Și o să vă citesc și eu din sondajul ăla, 87% dintre români sunt împotriva inechității generate de existența pensiilor speciale. Măcar pentru acești 87% dintre români trebuie să oferiți niște răspunsuri. Cum o rezolvați? Cum echilibrați situația dintre pensiile speciale și pensiile nespeciale? După cum bine știți, încă o serie de amendamente au fost depuse, pe lângă amendamentele pe care le-am depus, după proiectul inițial am depus o serie de amendamente la Senat. S-a discutat foarte clar cu Comisia atunci și s-a considerat că trebuie, că pașii sunt în direcția bună, dar mai avem de lucru. S-au pregătit o altă serie de amendamente care deja au fost depuse la Cameră. Așa. S-a primit... ultima analiză de la Banca Mondială este înaintată la Comisie. Mâine sau luni primesc răspunsul final de la Comisie. Am avut discuții toată săptămâna aceasta, câte 2, 3, 4 videocall-uri cu Banca Mondială, când cu Comisia, când împreună. Sunt pe final și voi prezenta, cred că săptămâna viitoare, cel târziu săptămâna cealaltă, va fi aprobată legea în Camera Deputaților. Păi stați un pic, nu intrați în vacanță parlamentară? De la cât începe vacanța parlamentară? Când e? Până la 30 iunie suntem... Am trimis domnului producător... Da. Până la 30 iunie suntem la Parlament. Și până pe 30 iunie vine actul normativ de modificare a pensiilor speciale? Da. Da? Da. Tot dezbatere parlamentară, da? Păi e în Parlament. Amendamentele sunt deja depuse în Parlament. Bun. Mâine mai am încă un video. Repet, call. Care este modalitatea de bun? Să nu spunem tăiere, că sună cadrat. Sunt câteva modalități foarte clare care să convergă sistemul de indemnizații și pensii stabilite în baza unor legi speciale către sistemul contributiv. Și anume, 1. Interzicerea asimilărilor. Ce adică, să ziceți pe limba mea? Eu vă zic... Păi zice, ce înseamnă interzicerea asimilărilor? Sunteți cam grăbit și dacă m-ați lăsat să vorbesc, v-aș zice. Păi ziceți. Deci, interzicerea asimilărilor înseamnă că un cetățean, dacă este avocat 20-22 de ani și intră 3 ani în magistratură, nu mai poate să ia pensie. Pentru că trebuie să aibă în primă fază cel puțin 20 de ani strict în magistratură, după care, începând de la anul, crește câte un an, astfel încât ajunge la toată perioada de 25 de ani strict în magistratură. Okay. Iată că de aici
E o aliniere. Bun. Următoarea aliniere. O creștere treptată a vârstei de pensionare. Sună bine. A treia aliniere. O creștere treptată, și o să mă întrebați poate de ce treptată și o să vă explic, da, a perioadei de raportare la calculare. Știți, adică, că erau acele chestiuni, ba cu salariul din ultima lună, ba cu salariul de pe 6 luni. O, da. Da. Am ridicat la salariul de 12 luni, acum vom ridica treptat, astfel încât se va ajunge ca toată perioada lucrată, și anume cel puțin acei 25 de ani necesari, la toată perioada, bineînțeles, treptat, este un, amendamentele sunt publice, și vom face calculul pentru toată perioada. Se va ajunge pentru toată perioada să raporteze la veniturile din întreaga perioadă. Haideți ca să vorbesc pe limba dumneavoastră. Și de ce treptat? Și la una și la alta, și la vârsta de pensionare și la raportare. Sunt și anumite deciziile curții constituționale, protecția deciziei pe curțile constituționale, dar este și, până la urmă, trebuie să nu fim populiști ca cei care au avut ministrul justiției, de exemplu, și n-au făcut nimic, la care au fost la guvernare și n-au făcut nimic. Ministrul justiției, actualul ministru de interne. Nu, vorbesc de USR. A. Și să, pentru că și-au luat tema asta acum, da, iarăși. Cât au fost la guvernare, n-au zis nimic. Mucrez, da. Tăcere totală. Bun. Tot aceste aspecte trebuie să se întâmple și comisia a înțeles și înțelege, da, de ce trebuie să se întâmple și e de acord, pentru că este o chestiune de a nu bulversa niște sisteme, da, de a respecta niște contracte când omul respectiv a intrat în această profesie, dar de a fi și aplicați, nu să facem la Sfântul Așteaptă, ci să intrăm aplicat, să creștem treptat, nu să spunem că vom crește la 25 peste 25 de ani. Deci este, de asta este, okay, o creștere treptată, pentru a asigura această tranziție. Supraimpozitare se pune problema? Se pune problema, deja este în amendament, vom mai avea mâine o discuție, voi mai avea mâine o discuție cu Comisia Europeană. Așa. Și vom stabili și limitele și tot ce sunt. Pe asta, de la cât în sus supraimpozitare? Sunt două variante. Există o bază de raportare, nu știu, salariul președintelui României, habar n-am. Sunt două elemente, ori salariul mediu brut, ori salariul mediu net, cu diferite procente, le discut și le vedem pe calculele finale mâine și probabil luni, dar eu aș vrea să o închid mâine cu Comisia Europeană. Ce se întâmplă cu cei care au acum în plată pensii mai mari decât ultimul salariu pe care l-au? Este prevăzut deja din proiectul inițial că vor fi recalculate astfel încât să nu nicio pensie să nu depășească venitul avut în activitate, cu un alt aliniat care prevede că nu se afectează partea de contributivitate, așa cum este și normal. Bun, partea de contributivitate rămâne contributivitate, ca la toată lumea, da? Da. Și practic maximorul pe care îl pot lua ei, da? Venitul avut în ultima lună, sau nu știu ce. Da, e o medie făcută acum, nu? Da. La ăștia se pune problema supraimpozitării sau nu? Bineînțeles. Da? Bineînțeles, pentru că discutăm de o raportare la două, la două praguri, și anume la salariul mediu, fie brut, fie net, pe diferite praguri de impozitare. Aceste aspecte se vor clarifica mâine împreună cu Comisia Europeană. Și am înțeles că aveți mâine o întâlnire de urgență cu premierul pe tema... Exact pe această temă, da? Exact pe tema asta? Exact pe această temă, pentru că premierul Ciolacu a spus foarte clar și când era președinte la Cameră. În această sesiune trebuie să închidem acest aspect. Deci în această sesiune, domnul Budă? În această sesiune parlamentară. Deci la 1 iulie trebuie închisă problema, da? Da. Vă uitați că am mirat. Nu știu. Păi da, mă uit, pentru că asta e o problemă care s-a pasat de la un guvern la altul, de la o sesiune parlamentară la alta și așa mai departe. Dând vari rațiuni pe care cred că le știți suficient de bine, mult mai bine decât mine. Și a picat pe mine, norocul. Păi a picat pe dumneavoastră norocul, exact. Repet, până la sfârșitul sesiunii. La sfârșitul sesiunii, domnilor și domnilor, foarte determinată noua guvernare. Hai să vedem, domnilor și domnilor, ce a spus domnul președinte Iohannis astăzi în noua postură de colaborator al Partidului Social Democrat, pe care și-a asumat-o și pe care văd că o duce înainte cu pieptul bumbat. Domnule prim-ministru Marcel Ciolacu, domnilor viceprim-ministri, doamnelor și domnilor miniștri, vă felicit pentru depunerea jurământului și vă doresc mult succes în noul mandat. Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Curții Constituționale, onorați parlamentari, doamnelor și domnilor, cu siguranță subiectul
cel mai discutat și comentat din ultimele săptămâni a fost ceea ce s-a numit rotația premierilor. Iată că în timp record, fără sincope, cu rezultate foarte bune, această procedură s-a încheiat. Nu este puțin lucru și este prima dată în România că se întâmplă într-o coaliție o astfel de mișcare. Este important pentru politica românească, pentru România și pentru români. Pentru că acest fel de a face politică arată stabilitate, arată seriozitate și arată că politicienii implicați sunt hotărâți să-și ia mandatele foarte în serios. S-a încheiat prima parte sub conducerea guvernamentală a prim-ministrului Ciucă și a dovedit coaliția că știe să gestioneze treburile publice. Dacă ar fi să descriu prima parte a acestui mandat al coaliției în câteva cuvinte, cred că ele ar putea să fie seriozitate, stabilitate, securitate, eficiență și eficacitate. La acestea se poate adăuga că România a avut, cu toate crizele prin care a trecut, o creștere economică, că populația a fost ferită de efectele crizei energetice, că inflația este sub control și, în ansamblu, rezultatele sunt foarte bune. Dați-mi voie să felicit pe fostul prim-ministru Ciucă și echipa cu care a lucrat, o echipă care se regăsește într-o măsură rezonabilă și în noua echipă guvernamentală. Domnule prim-ministru Ciolacu, ați fost parte din echipă, ați condus Camera Deputaților și ați lucrat într-o adevărată echipă în conducerea coaliției. Sunt încredințat că în această nouă postură și cu această echipă care astăzi a depus jurământul, veți continua munca începută de coaliție acum un an și jumătate. Sunt multe probleme de rezolvat, nu trebuie să trăim cu impresia că toate s-au rezolvat și acum lucrurile vor merge mai ușor. Nu. În practică știm că merge din ce în ce mai greu. Avem încă un jumătate de an în care putem să rezolvăm foarte multe lucruri, după care vom intra în un an superelectoral, care în sine deja este o provocare pentru o societate. Vom avea 4 rânduri de alegeri și în același timp țara trebuie guvernată responsabil și cu rezultate bune. Vă doresc, domnule prim-ministru, domnilor viceprim-ministri, doamnelor și domnilor miniștri, să nu pierdeți din vedere pentru ce ați jurat. Lucrul cel mai important este să vă străduiți să rezolvați problemele României și ale românilor. Doar după aceea, problemele, evident, care vă privesc legate de formațiunile politice. Vă doresc tuturor un mandat bun, cu rezultate și, în ansamblu, guvernului o reușită.
Schimbare de atitudine totuși față de precedentele momente când domnul Iohannis prefera să fie extrem de scurt, de concis și deloc prietenos la adresa cabinetelor instalate. Mi se pare mie? Eu cred că, repet, până la urmă și politica trebuie să vină într-o zonă în care atunci când ai luat o decizie să coabitezi din punct de vedere politic și să ai o coaliție politică realizată nu în momente tocmai simple pentru omenire în primul rând, nu pentru țară. Eram o chestiune imediat post-pandemică, după care a intervenit și acest război la graniță, inflație mondială, tot felul de chestiuni. Cred că noi cu toții trebuie să înțelegem că atunci când coabitezi, trebuie să coabitezi cu toate pasivele și activele, cu toate bunele și cu toate relele. Okay, hai să ne întoarcem la ce trebuie să ai o astfel de atitudine. Și mai vreau să remarc ceva, nu știu dacă ați văzut modul cum a răspuns Marcel Ciolacu la unele atacuri de-a dreptul chiar nedemne de tribuna Parlamentului la investitură astăzi. Ăsta sunt parlamentele omenirii, domnule. A răspuns cu un calm și cu o determinare de a lăsa și opoziție, chiar care, dacă până la urmă trebuie să critique că asta e opoziția, dar cu demnitate și cu argumente, să lase ușa deschisă a dialogului. Hai că asta trebuie să facem la dialogul nostru, domnul Budel. Dar noi dialogăm tot cu dumneavoastră acum. Știu, dar de asta vreau să dialogăm pe temele pe care, după cum spuse însăși domnul președinte Iohannis, slăvit fie numele în veci, dacă, trebuie să le rezolvați. Dacă ne uităm aici, avem teme foarte... În următoarea jumătate de an, cum zise domnul Iohannis, că după aia vine un an super electoral. În următoarea jumătate de an rezolvați și creșterea vârstei de pensionare? Pentru că este o problemă extrem, extrem de sensibilă când v-ați întors. Pentru cine? Pentru toată populația României. Exclus. Păi n-ați spus că, după ultima dumneavoastră vizită la Bruxelles, că vârsta de pensionare a femeilor va crește treptat până la 65 de ani? Sau nu, aia e o prevedere în PNRR, n-am spus eu așa ceva. Nu. Păi că n-ați spus dumneavoastră, dar eu de unde am auzit? Nu crește vârsta de pensionare, nu introduceți subiecte care să-i panicheze pe oameni. Păi tu mă dai, te panicați. Eu am spus și în opoziție când eram și vă spun și acum când sunt ministru, nu o să accept creșterea vârstei de pensionare pentru români peste vârsta de 65 de ani. Exclus. Păi și peste vârsta de... Pe la 65 suntem acum. Pe la 65 suntem noi, bărbații, da? Da. Și femeile? Femeile sunt la 63 și femeile beneficiază de o decizie a Curții Constituționale care spune că pot lucra până la 65 de ani pe discriminare, să nu fie discriminate, iar în PNRR este pentru până în 2035, de nu peste noapte, egalizarea vârstei de pensionare, adică între, 65, între femei și bărbați. Dar păi nu și? Spuneți creșterea vârstei de pensionare, pentru că i-am spus foarte clar, nu peste 65 de ani. 65 e mai mare decât 63. De la 63 la 65, indiferent că e până în 2035 sau până în 2095, tot crește. Am făcut precizările de rigoare. Am spus, nu voi accepta creșterea vârstei de pensionare peste 65 de ani. Momentan fiind la, momentan fiind la 63, de la 3 la 5. Bărbații sunt la 65. Bărbații sunt la 65. Nici măcar acum femeile nu sunt la 63, dacă vreți să... Așa, la cât sunt exact acum? Sunt la 62 de ani și câteva luni. Este un grafic de creștere și vor ajunge la 63 de ani în 2030. Da? Iar din 2030 până în 2035, conform prevederilor din PNRR, n-am scris eu PNRR, trebuie să mai crească cu acei 2 ani, dar nu crește vârsta de pensionare peste 65 de ani, exclus. Nu este o creștere. Crește de la 63 la 65. Pentru femei. Păi pentru femei, femeile nu sunt oameni. Păi stai un pic, nu ne referim, nu sunt la fel de contribuabile, nu sunt la fel de românce. Dumneavoastră ați aruncat o frază în care se înțelegea dacă nu făceam aceste prevederi. Păi, vezi, noroc că sunteți aici și ați putut să le faceți. Păi nu, noroc pentru oameni, că îi panicați degeaba. Da, sunt un nenorocit Bugs Spyman, mama și tata. Au ieșit de mult la pensie. Da, nu. Vorbim extrem de serios. Este normal, păi da, uite, hai să vă întreb. Aceste aspecte panichează foarte mult. Și eu nu sunt de acord cu aceste lucruri. Deci, repet, încă o dată să înțeleagă. Situația. Nu crește vârsta de pensionare peste 65 de ani, nu o să acceptăm așa ceva. Perfect. Până în 2030, conform legii, din legii 263, aprobată în anul 2010, intrată în vigoare din 1 ianuarie 2011. Știți că am lucrat la Casa de Pensii. Știu. A, îmi deam că nu mai știați. Ba da.
Va crește vârsta, etapizată vârsta pentru doamnele noastre până la 63 de ani, până în 2030, după care este o decizie și o decizie a Curții Constituționale care spune și precizează foarte clar că doamnele pot să lucreze până la 65 și este trecut și în PNRR egalizarea vârstei de pensionare. Perfect. De la 63 la 65 până în anul 2035. Deci nu sper peste că noapte. S-a înțeles. Eu acum am explicat sunteți? Și pentru cetățeni, dar și pentru normal. Dumneavoastră, ca să nu mai introduceți panică. Absolut. Puteți, sunteți ați pregătiți de o mică polemică. Greu, mă ridic cu greu la nivelul guvernării dumneavoastră, dar încerc, fac toate eforturile. Domnul Budăi, în da, toate discursurile dumneavoastră și ale colegilor noastre de partid, una dintre cheile de botă este eliminarea inechităților. Lucru cu care eu sunt perfect de acord. Dar acum vreau să facem o analiză comparativă. Cetățeanul Ciutacu aici de față, contribuabil, onest în țara românească, are cartea de muncă deschisă din 1995, 1 sau 15 mai, nu mai țin minte în mod exact. Coincidență și eu tot de atunci. Bun. Deci am 28 de ani de vechime împliniți pe cartea de muncă continuu. N-am lipsit o zi, n-am o zi lipsă din cartea de muncă. Cetățeanul Ciutacu are 53 de ani aici, să-i dea Dumnezeu mulți înainte. Să vă dea Dumnezeu. Conform celor spuse de dumneavoastră, mai are 12 ani de muncă pentru a ieși la pensie, da? Da. Cu ții 28 pe care i-a făcut până acum, face 40 de ani vechime. Mă rog, dacă mai fi... la matematică. Dacă mai... Am fost și olimpic la un moment dat în viață. Și eu. Da. Mi-a plăcut mai mult fotbalul. Deci eu, ca să ies la pensie, trebuie să am 40 de ani de muncă zi de trebuie zi. Să aveți, o să aveți. Trebuie să aveți 35 așa. De ani stagiu complet. Da. Și vârsta de 65 de ani. Deci o să am 40 de ani și vârsta de 65 de ani. Dar nu trebuie, o să aveți, nu trebuie. Așa, mă rog, dacă mai are cineva nevoie de mine. În același timp, un procuror, un judecător, un ce vreți dumneavoastră, care cu toată dragostea n-ar făcut nici mai multă, nici mai grea școală decât mine, hai să nu ne mai dăm modești, să terminăm o dată cu umflatul unor meserii care sunt la modă în zilele noastre, iese la pensie la 25 de ani și iese la pensie nu contributivă, ci absolut aberantă, după cum bine știți și încercați să corectați. Lucrurile astea se vor... Unde dracu e echitatea socialistă în povestea asta? Eu sunt mai prost, eu am ciungă în păr, eu trebuie să muncesc 40 de ani de zile să fiu plătit la contributivitate și el trebuie să muncească. De ce e munca lui mai stresantă decât a mea? El și-a ales să aresteze oameni. Nu vă supărați pe mine. Nu l-a obligat cineva să facă treaba. Nu vă supăr pe dumneavoastră și tocmai de-aia suntem aici în această situație și încercăm să rezolvăm aceste inechități și le vom rezolva. Și sunt mulți în situația mea care au aceeași revoltă pe care o am și eu. Și pentru revolta că... este cea corectă, însă cred că cel mai bine ar trebui să discutați aceste aspecte, poate chiar cu cineva din sistem să explice. Pentru... Atât de tare m-am săturat de explicațiile magistraților și ale organizațiilor care îi reprezintă. Ei sunt cei mai școliți, ei sunt cei mai stresați, ei sunt cei mai prăfuiți că au dosarele praf și așa mai departe. Știu toate argumentele. Nu stă niciunul în picioare, domnul Budăi. Vă rog să mă credeți. Am făcut și noi la fel de multă școală ca și ei, am făcut și noi la fel de grea școală ca și ei. N-am intrat pe puncte niciunul dintre noi la facultate și ne-am făcut facultățile pe bune, da? Hai să terminăm, iar ca nivel de stres, hai să fim serioși. Bun. De ce noi trebuie să fim în partea fraierilor și în partea șmecherilor? Păi, tocmai aceste aspecte se rezolvă prin acest proiect de act normativ. Se rezolvă, dar noi până la urmă rămânem tot pe contributivitate la pensie, iar ei vor rămâne pe contributivitate plus altceva. Ascultați-mă un pic. Acum, haideți să nu ne transformăm în populiștii lumii și să ne facem să ignorăm ce se întâmplă în toate statele așa. Cu anumite sisteme de pensii. Pentru că în toate statele sunt prevederi separate pentru apărare, ordine publică, securitate națională. În toate statele sunt prevederi separate pentru magistratură. Acum, eu nu neapărat vreau să fiu, să cresc în popularitate pe minciuni. N-am să o fac niciodată. Bine faceți. Eu am studiat foarte bine și nici nu aș vrea să ajung în chestiunea că sunt apărătorul pensiilor speciale. Am mai fost pe acolo pus de alții. Da. Dar dacă trebuie să-mi asum acest lucru spunând adevărul, îl spun. Și începem de la un aspect. Trebuie rezolvate aceste inechități. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră există, bineînțeles, trebuie cu bun simț să fie în toate statele. De aia această lege vine acum și așează. Domnul Budăi, aceste aspecte. Ce facultate ați absolvit dumneavoastră? Eu, științe economice. Științe economice. La învățământ la distanță. A fost o facultate ușoară?
Eu am făcut facultatea mai târziu decât momentul liceului, pentru că am lucrat. Când ați făcut-o, bine că ați făcut-o. N-a fost ușoară. N-a fost ușoară, nu? Bineînțeles. Ați intrat fluierând de așa, trecut fluierând în școală? Vi s-a părut o pierdere de vreme și o lipsă de stres școala pe care ați făcut-o? Bineînțeles că nu. Am avut întâi un colegiu făcut, o post-liceală, cum așa? Spune, la zi, în Botoșani, după care am considerat că trebuie să... Bun. Și atunci... De ce facultatea pe care ați absolvit-o dumneavoastră, de ce facultatea pe care am absolvit-o eu, de ce facultatea pe care am absolvit-o alți colegi de-ai mei și o grămadă de bilioane de oameni care se uită la televizor, trebuie să fie desconsiderate în raport cu niște facultăți care sunt considerate privilegiate? N-am spus asta eu. Nu? Vă întreb. Nu, că dumneavoastră, păi nu trebuie. Dumneavoastră sunteți rezolvatorul și responsabilul de povestea asta. Vă place sau păi nu? Păi eu îmi iau toate criticile. Că fac, îmi iau critici. Exact, că nu faceți iar vi le luați. Nu. Că fac, îmi iau critici, văd. Că unii în urmă au dat aceste drepturi, tot pe mine trebuie să mă certați acum. Bă, dumneavoastră vă întreb cum le rezolvați. Păi, tocmai v-am explicat. Inechitățile despre care vorbeam. Păi, tocmai v-am explicat, crescând vârsta de pensionare, crescând perioada de raportare a calculului, ceea ce spuneați dumneavoastră, că nu e normal să ți se ia venitul din ultima lună, să te raportezi la venitul din ultima lună. Eventual îți mai ieși banii de concediu și o primă. Trebuie mulțumesc pentru aminte. Am eliminat-o, dar o grămadă de sport. Ați scos mizeriile astea? Am scos o grămadă de sport. Asta era chiar o porcărie. Mi-am făcut probabil mulți prieteni, dar... Asta e situația. La un moment dat, coaliția, ați văzut că a decis ca toți miniștrii să vină cu propuneri, pentru că până la urmă aici a fost o greșeală. E la dumneavoastră mingea, dar beneficiarii sunt de la alte ministere. Păi, asta am spus și că unii sunt pe justiție, unii sunt pe apărare, unii sunt pe interne și șuturile în curlea Budăi, ca să vorbim în mod cât se poate de cinstit, da? Care până la urmă are o lege care funcționează, da? Cea a pensiilor bazate pe contributivitate, nu? Exact. Eu ar fi trebuit să am timpul pe care l-am consumat aici, trebuia să-l am să mă ocup de pensiile din sistemul public, dar în paralel lucrăm și la ele. Vom rezolva și acolo aspectele. Trebuie să vedem, în schimb, în cât timp putem rezolva și impactul bugetar, că acolo va fi greutatea cea mai mare. Zona de sprijin social, ca să spun, va continua. Am făcut multe emisiuni împreună pe tema diverselor metode de sprijin pentru populația defavorizată pe care partidul dumneavoastră le-a introdus în programele de guvernare și în administrarea imediată a țării. Da? Mă refer la sistemul de vouchere, la sistemul de compensări, la sistemul de tot. Povestea asta continuă și odată cu instalarea cabinetului Ciolacu? Evident, până cel puțin la finalul anului acesta, aceste măsuri vor continua. Aceste măsuri vor continua. Care mai sunt în vigoare cu voucherele pentru alimente? Va veni acele vouchere pentru alimente, deja în luna iunie, acum se plătesc. Alea pentru energie mai sunt? Evident, da. Și alea vor fi plătite în octombrie. Și aceste vouchere vor continua din două în două luni, vor fi achitate până la sfârșitul, anului? Până la sfârșitul anului, până și luna decembrie. Din 1 ianuarie 2024 dispare sistemul de vouchere sau aveți de gând să introduceți altele, ori eventual să le prelungiți? Noi suntem extrem de atenți la ceea ce se întâmplă. După cum bine știți, am avut a doua jumătate a anului 2022, începând cu, bineînțeles, cu primele măsuri din anul, din 1 ianuarie 2022 și am continuat măsuri pe întreaga perioadă a anului 2022, am conștientizat situația și am dat și aceste măsuri pe anul 2023 și dacă situația o impune și la construcția bugetului pe anul 2024 vom avea aceste măsuri. Deci veți avea... Ne gândim doar aceste măsuri sau vă gândiți și la introducerea unui alt? Uite, acum s-a inventat voucherul pentru profesori sau cum îi zice, nu știu, prima de activitate didactică, habar n-am. Vă gândiți? Asta demonstrează că această coaliție chiar și-a în, și vedeți, nu sunt, să vorbesc doar de PSD, da, am înțeles. Dar ne luăm în serios și poate unii mă critică și pentru momentul de emoție de la început. Eu chiar mi-au în serios ceea ce am de făcut. Dar care problemă? N-aveți voie să fiți emoționat? Sau da, nu știu. Dar nu e asta important. Important e
să gândim măsuri pentru oameni și să gândim acele măsuri, pentru că vedeți, noi asta vă spuneam și a venit acum, dacă pot colegii din regie să pună un print screen, dacă nu vă arăt eu. Țineți-le către camera cu becul roșu. Uitați-vă și aici. Focalizează colegii mei, domnule Budăi, imediat. Uitați-vă așa. La 1 ianuarie. Da. La 1 ianuarie 2022, 6.569.214 locuri de muncă erau existente. Da. La 12 iunie 2023 sunt 6.791 de locuri de muncă. Da? Astea sunt locuri de muncă... Aici sunt contracte de muncă. Program de 8 ore pe zi sau și, sunt din cuțe și part-time-urile? Nu, din ele uitați că aici este dinamica. Dacă tot suntem la cifre. Este contracte, aici avem contracte active, sunt contracte active, se vede diferența că e peste 220.000. Ok. Avem perioadă nedeterminată 6.229.336 și o perioadă determinată de 562.407. Avem normă întreagă 5.769.784, timp parțial 1.021.959. Deci 1.000.000 de oameni sunt pe timp parțial, da? Ca să mai terminăm cu acea poveste a unor, că vai, cu norma parțială, cu nu știu ce, că vor dispărea și că nu se vor transforma. Uitați o diferență aici, de la 1.060.000 la 1.021.000. Deci s-au transformat aceste contracte și au venit și au crescut perioada de... s-au transformat în contracte de normă întreagă. Deci nu să ziceți că acele contracte... S-au transformat din part-time în contract cu normă întreagă. Este sigla Inspecției Muncii, sunt cifre oficiale. Deci avem peste 220.000 de noi locuri de muncă. Și avem impozitarea muncii aveți de gând să umblați? Bun, nu dumneavoastră singur. Există o discuție aici, știți, pe politică fiscală. Da. Eu îmi doresc acest lucru, dar n-aș vrea să intru foarte tehnic, deși pot. Are Guvernul României pe priorități reducerea poverii fiscale cel puțin pentru cei cu salarii mai mici, gândim un anumit aspect. Ca să mai... vedem că dinamica este bună. Deci avem aici numărul de salariați activi. Deci salariați activi. 1 ianuarie 2022, 5,6 milioane, ca să citim toate cifrele. 5,9 aproape. Ce înseamnă salariat activ? Un contract de muncă, o persoană, dumneavoastră, eu de foarte multe ori când lucram la protecția copilului și aveam salariu foarte mic, mai aveam și alte locuri de muncă. Bun. Și aveam, Marius Budăi, contract de bază la protecția copilului de GSPC Botoșani și mai aveam și alte colaborări. Și eu înseamnă că aveam intram la prima dinamică aici la contracte active, contracte de muncă, dar salariatul activ este persoana în sine. O persoană poate să aibă mai multe contracte. Da. De asta este diferența de la 5,9 milioane la 6,8 aproape. Da. Pentru că sunt oameni care au mai multe contracte de muncă. Exact, dar dinamica corectă se vede corelând aceste date cu aceste date de aici, de la 5,6 la 5,9 aproape. Da, persoane fiindcă tot vorbeați de persoane individuale, da? Deci la ora actuală. Deci mai mulți români și-au găsit. Am înțeles. La ora actuală, încercam să fac un bilanț. La ora actuală, 200.000, aproape 300.000 de români. Pe persoană fizică lucrează vreo 6 milioane de oameni. Da. Din ce spuneți noastră? Da. 5,9 sau nu știu cât. Da. Da. Și numărul de pensionari cât e? 4,8. Da. Acum nu sunt toți. Noi trebuie să ne uităm și să fim foarte atenți și în dinamică. Deci scorul e 5,9 la 4,8 la ora actuală. Da. Dar vedeți că nu sunt 4,8 milioane de seniori. Pentru că acolo avem și pensiile de urmași, unde sunt copiii care, din păcate, sunt fără părinți. Da. Avem și pensiile de invaliditate, unde poate să fie, ferească Dumnezeu, o persoană bolnavă la 40, la 50 de ani. Și atunci și-a pierdut capacitatea de muncă, fie parțial, fie în integralitate. Și abia după aia avem persoanele care sunt cu limită de vârstă sau persoanele cu pensii anticipate. Sunt undeva la 2,6 milioane. 2,6 milioane, da? Când și diferența e formată din cei intru care... Intru pe dinamică, nu sunt... Ok, stați un pic, nu facem acum vă spun cifrele toate. Domnul Budăi, vă mulțumesc mult că ați ales să fiți alături de noi în prima zi a noului mandat de ministru. Gata? A trecut repede, a durut? Mai vin. Mai veniți?
întotdeauna la dumneavoastră cu plăcere și la alți colegi ai dumneavoastră. Îmi place să... Îmi place să am ocazia să vin să le spun oamenilor lucruri adevărate, chiar dacă uneori o fac și nu numai cu emoție și poate nu spun tot timpul n-am fost populist să spun pensiile speciale jos, am și explicat cum și mi-asum. Asta înseamnă să fii demnitar. Fiți populist și ziceți pensiile celelalte sus și o să vă iubească lumea și mai. Acolo trebuie să fim, nu populiști să spunem pensiile celelalte sus, trebuie să fim realiști și să facem responsabili și eficienți, cum zise domnul Iohannis. Vă mulțumesc mult, domnule Budei, că ați fost alături de mine această oră. Doamnelor, domnilor, după extrem de scurtă pauză revenim cu o informație spectaculoasă de ultimă oră. Atac dezlănțuit al rușilor, alertă la granița cu România. Avem și o înregistrare care demască, domnilor și domnilor, operațiunea cumplită, desfășurată. Bătrânul Soros a transferat puterea și succesul este al juniorului Alex. În ce măsură ne afectează și pe noi aflați imediat. Rămâneți, merită.